Se apropie finalul anului, iar reprezentanții autorităților încep să tragă linie și să numere banii alocați la bugetele locale din taxe și impozite. La nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, lucrurile par să stea destul de bine. Stăm mult mai bine decât anii precedenți, aceasta și datorită faptului că pe parcursul anului 2014 am venit cu o serie, pe lângă acele bonificații care erau acordate, am venit și cu acea serie de multe aspecte în favoarea cetățenilor, cu acele scutiri pentru cei care plătesc într-o perioadă stabilită. Undeva se situează la 75% persoane fizice, 80% persoane juridice, dar bineînțeles coeficientul de încasare este mult mai bun în condițiile în care din aceste sume scoatem amenzile. Amenzile care știm că se încasează foarte greu și nici nu prea există mijloace de constrângere ca să putem determina cetățenii care au primit amenzi să le plătească. Și foarte multe sunt acelea pentru contrabandă și alte activități din astea mai puțin legale. Oamenii spun că plata taxelor și impozitelor locale este chiar o prioritate, în special pentru cei care își chibzuiesc banii, astfel încât să poată profita și de reducerile acordate la începutul fiecărui an. Pe altfel, dacă nu le achităm la timp, se adună, se tot strâng și după aia se plătesc mai greu. Sau cum sunt patronii mai mari, întreprinderile de stat, care tot adună datorii, se tot rostogolesc, se acumulează și la un moment dat nu mai pot să facă față, bineînțeles. În funcție de cum sosește pensia, că odată sosește mai devreme, altă dată mai târziu, depinde de banii care iau. După aceea începem să ne plătim taxele. Impozitele la apartament în jur de 15 ianuarie. Cum să dă drumul la plăți? Noi plătim impozitul la apartament. Beneficia și de o reducere. Da, exact, de 10%, nu? Atât, da. Este și motivul pentru care mergeți și achitați prima dată? Și motivul ăsta e, dar și să ne scăpăm de datorii, să nu mai știm că avem datorii, să stăm liniștiți cu capul pe pernă. În comunitățile mai mici, lucrurile stau ceva mai bine. Spre exemplu, în comuna Ponoarele, gradul de colectare este cu câteva procente mai mare comparativ cu Severinul. În cadrul primăriei comunii Ponoarele, anul acesta, taxele și impozitele sunt încasate în proporție de 85%. Și sperăm că până la sfârșitul anului să încasăm undeva la 90%. Dar stăm mult mai rău la încasare de amenzi. De ce? Pentru faptul că foarte multă lume trăiește, sau cel puțin așa, în conceptul așa trăiesc, cu impresia că amenzile după, există temul de prescripție după 5 ani de zi, oriceea ce nu este adevărat. Potrivit reprezentanților primăriei Drobeta-Turnu-Severin, în anul următor se intenționează menținerea taxelor și impozitelor locale la același nivel ca în 2014.